care ăștia de la paraziții, acum am ascultat melodia la ăștia, bă, ce? Asta este campania de băgat pula în pizdă. Bot în bot cu o lepră mică, futele de mici, că după aia se strică. Păi da, da, și dacă e stricată, e bună în fata, mie îmi place de alea stricate. Era să vină o stricată la mine ieri, dar când auzi că n-am bani și n-am nici de mâncare, nici de nimic, venea să fute pe haleală, pe bani, în cerea 10 lei, care pensie mică. Băi, futeți nebune. Ce bune sunt, mamă, să-ți bagi pula în ele. E mai bine fut femei normale, am putut și nebune și normale, dar alea normale, pula mea, știe să fută ca lumea. Păi și avionea știe să fută ca lumea. Ce puțin am dat creier. Două de altul, de-aia am luat-o și de nevastă, cu toate conjurile opoziției. Că cel mai mare organ sexual, de fapt, e creierul. Deci dacă gândești cu creierul, ești străfut. Făceam drăguțe mișto. Cererea mea s-a desfăcut. La asta, la nebune, n-are nimic. Eu le fut, bă, pula mea, eu pot să fut și jumătate de zi. Și... el doar repare aia pizda. Îți dai seama cât de bărba fatal sunt. Dar ăștia de la paraziții mă enervează. A zis că 20 de centimetri. S-a făcut pula arme, celul și omblador. Ăștia au 20 de centimetri. Bă, eu am vreo 16, 17, 18. Depinde de pizda. Dacă pizda e purisană, dacă e fofolancă mișto, de fapt, pula mea mi se mărește sau se micșorează, depinzând de pizdă. Dacă pizda e bună, mi se face o pulă groasă și bengoasă. Și o ruc în pizdă. Dar e fofolancă de aia, plecinată. Chiar moare pula. Și acum mă dau un drept sigur. Stai că trebuie să mai dau niște drepturi. A fost primul impotent de la facultate. Iubeam o fată ca pe sora mea. Era ca și sora mea, dar o iubeam atât de tare ca pe sora mea, că n-a cum să-mi pun sora. Și la un moment dat, până la urmă, ne-am venit și am sărutat bot în bot cu o flegmă mică, nu știu cum, că era mișto gagica. Chiar oarecum mai bine mă căsătoream cu ea, că știu că s-a căsătorit și după am aflat că a divorțat, cu un rahat de bărbat care era prost, asta e foarte deșteaptă. Numai că mi-a murit pula. Ne-am dezbrăcat și noi, dar copiii care fac copii. Și... puc! Lăsa că fetele a bărfit între ele, că așa vorbește fetele. Eu mă înțeleg bine cu fetele, că am multe de poet. De obicei, poetii sunt mai feminini, așa, la intuiție. M-am făcut de căcat. Era, cred că, primul impotent în facultate. Impotent la 18 ani. 19 ani cât avea. Deci, mi-a murit pula. Am văzut după aia zbrăcat o mamă de aia, dar bine arăta. Acum, șoferii nu mai face ca atunci. I-am avut femeile cele mai frumoase să-mi bag pula. Când mergeam eu, să-mi bag pula, claxonau toți.
excitau. Acum văd că s-au calmat. Nu mai e moda. Înainte, când vedea o pistă mișto, șoferii pe stradă, orice fel de gagică. Claxona după fată. Și aveam mai piuituri în cap. Deci eu când mergeam cu astea pe stradă, claxonau. Toți claxonau. Acum bine că merg singur, nu mai mă claxonează nimeni. Mă uit la mașini să nu mă calce, că era să mă calce. Și cam atât. Nici măcar nu fac laba, mielene. M-am dus la reptilien, la umanitate. I-am întrebat, bă, are ereditat cineva cam atâta? Sau nu? Nu, parcă la Pârneași, la Bastilia. Bă, Bastilia, are ereditat cineva cam atâta? Preotul mi-a zis, nu. De ce? E bibilica. Bibilica, hai să facem ca călugării, să vă arăt eu ceva. Luăm bibilica. Și o deschidem. Așa face un călugăr. Ca să zicească ce, de fapt, nu ghicește nimic. Și cum după ei. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne.